31. Pagina din Biblie, 1011. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă invit să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem: slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, avem un mare har că suntem astăzi în pace și în liniște și putem să ne strângem la o seară de închinare fără să stea cineva cu tancul pe stradă, fără să ne amenințe vreo rachetă. Însă vreau să vă spun că există o categorie de oameni pe care am întâlnit-o în viața asta și foarte mulți fac parte din această categorie, care se numesc abuzatori de har. Abuzatori de har. Oamenii ăștia mănâncă evangelizări pe pâine, ascultă predici pe YouTube, le place, dau like-uri, comentează. Zice: bă, extraordinar, frumoasă cântare, a fost o seară specială. Nu se pocăiește niciodată. Beneficiază de har, de sănătate, de mașină, de casă, de ce vreți voi. Au toate condițiile să schimbe viața, însă nu se pocăiesc. Dacă ești unul dintre aceștia, mă rog în seara asta Dumnezeu să-ți iasă înainte, să te trezească. Pentru că spunea Pavel în Roman la un moment dat să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul. O zis Pavel: nici de cum. Dacă Dumnezeu ne-a dat har să mai prindem încă o zi de viață, haide să o prețuim și să începem să trăim pentru Dumnezeu. Amin. V-am citit o pildă în această seară, pentru că, iubiții mei, cel mai sigur lucru din lumea asta este moartea. Vremea nu e sigură. Mi-a arătat cineva pe telefon și a zis: tati, zice, unul din copiii mei a primit o filmare, mama a pus mâna el pe telefon și a zis: uite, tati, uite, ninge în Anglia. În martie, ninge în Anglia. Noi nu suntem într-o lume sigură din punct de vedere al vremii. Nu suntem într-o lume sigură din punct de vedere financiar. Te uiți la rubla rusească cât a urcat, a căzut. Nu suntem într-o lume sigură din punct de vedere al păcii. Cu bombe ascunse în ocean n-ai cum să faci pace. Ca și cum eu țin cuțitul în dulap și îi spun la toția mea să fie pace în casă. Aia nu-i pace, iubiții mei, aia e violență. Aia e constrângere, să știți. Trăim într-o lume nesigură, din multe puncte de vedere. Cel mai sigur lucru din lumea asta e moartea, să știți. Asta e cel mai sigur lucru. Cel mai sigur lucru e că peste 100 de ani, dacă nu se sfârșește lumea asta, nimeni dintre voi nu o să fie aici. Și dacă cineva are curajul să mă contrazică, să mă aștepte la final. Și peste 100 de ani nu va conta ce ai mâncat, ce costum ai avut, dacă ai avut iPhone 13 sau ai avut nu știu ce, Huawei. Tot ce va conta de azi în 100 de ani este dacă ai fost sau nu un om al lui Dumnezeu. Uitați-vă aici, v-am citit un text despre un om al străzii, aș putea spune. Un om nebăgat de nimeni în seamă. Un om care singurii prieteni care veneau pe lângă el erau câinii. Câini. Mai avem și noi câini pe lângă noi. Mai latră la noi, mai ne mușcă. Dar am înțeles un lucru. Mai bine e cu câinii aici și dincolo cu îngerii. Nu? Decât aici cu aplauze, articole de ziar, laudă, faimă, tot ce vreți voi. Și dincolo, pierdut. Nu?
Iubiții mei, dacă vă uitați la Lazar și la bogatul acesta, o să înțelegeți un lucru și vreau de la bun început să spun ceva foarte important. Că o să zică unii, mă, zice, de astăzi mă duc și mă îmbrac numai de la second hand. De azi mănânc numai pâine cu un soare și stau la casa sau la poarta unui bogat. Că uite, așa se capătă mântuirea. Vreau să vă spun din start. Lazar nu a ajuns în cer pentru că era sărac. Lazar a ajuns în cer pentru că era bogat. Că cei mai bogați oameni sunt aceia care l-au pe Dumnezeu. Aleluia. Cei mai bogați oameni sunt aceia care au cerul. Au prezența lui Dumnezeu. Mai plâng la o cântare. Îi mai mișcă ceva când aud o predică. Că pe unii nu mai mișcă nimic. Au observat. Toată ziua pe telefon. Toată ziua ești tot timpul online. Dacă încă te mai mișcă, nu? Cât mai bate o inimă în mine. Auzi, zice că l-aștept pe Domnul, nu? Mare lucru. Și apoi vreau să mai spun ceva. Bogatul nu a ajuns în iad pentru că a fost bogat. Că dacă ăsta e criteriul pentru care se ajunge în iad, înseamnă că și Avram trebuie să fie în iad, că și el a fost bogat. Și Zacheu trebuie să fie neapărat în iad, că a fost șef de vamă. Și Iov trebuie să fie în iad, că a avut 11.500 de animale, milioane de euro afacere în zilele noastre. Nu, bogatul a ajuns în iad pentru că a fost sărac. Sărac. Că oamenii care nu l-au pe Dumnezeu săraci. Iubiții mei, aș vrea, nu știu dacă aș putea, dar nu știu dacă pot în seara asta. Poate Duhul Sfânt sigur poate, eu nu știu dacă pot. Dar aș vrea cumva să vă schimb conceptul despre viață în seara asta. Că tot vă uitați la aia care cine știe ce au, bă, dacă aș avea și eu ca și el, da? Ascultă-mă, uite-te de astăzi la omul care l-are pe Dumnezeu. Și spune, Doamne, vreau să fiu și eu ca omul ăla. Nu? Iubiții mei, cel mai sigur lucru e moartea. Nu vi se pare interesant că pentru cel mai sigur lucru ne pregătim cel mai puțin? Și pentru cele mai nesigure lucruri ne pregătim cel mai mult. Vreau să ne uităm astăzi la bogatul acesta, la omul acesta care a ajuns în locuința morților, în antecamera iadului. Acum că ești pe hol la spital sau că ești în salon, tot la fel miroase. Tot aspir miroase. Nu? Dar vreau să ne uităm la bogatul acesta. De ce a ajuns omul ăsta în iad? Pentru că se spune, este o vorbă, înțeleptul învață din greșelile altuia. Nebunul numai din ale lui. Eu vreau să mă uit astăzi la bogatul ăsta și să învăț ceva de la el, iubiții mei. Ca să nu fac și eu greșelile pe care le-a făcut el. Unu, primul motiv pentru care bogatul a ajuns în iad, știți care a fost? A pus preț mai mare pe hainele trupului decât pe hainele sufletului. Biblia spune aici ceva interesant. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Cele mai scumpe haine în vremea aceea erau în subțire, erau porfiră. Un om care întotdeauna era prezentabil când ieșea în oraș. Un om care întotdeauna era cu papucii făcuți. Un om care întotdeauna costum de 1.000 de euro, zice. Un om îmbrăcat bine. Nu vreau să vă spun un lucru foarte important. Când pleci din lumea asta, nu mai contează hainele care le-ai avut, dulapul care le-ai avut. Am văzut o poză recent în social media și scria reporterul, wow, zice, ce frumos, 8.000 de euro are pe el, zice. Daniel cât are? Că le spuneam la noi la tineret, vineri, luni seara, vorbim despre creion. Că la un creion nu e important exteriorul, ci e importantă mina. Că poți să fii din aur pe exterior, dacă nu poți să scrii cu creionul ăla, nu faci nimic. Când cumpărați un pix, primul lucru ce faceți? Poți să-l probezi, zice. Că dacă nu are pastă, poate să fie din argint. Nu? Iubiții mei, trăim într-o lume care pune mare preț pe exterior. Pe unghii, pe gene false, le mai spun la tineri, vor băieți adevărați, fetele au gene false. La voi nu cred că e cazul, slăviți să fie Domnul. Sau n-am apucat eu să văd. Da. Dar vreau să, iubiții mei, vreau să înțelegem în seara asta ceva foarte important. Că valoarea noastră nu stă în ceea ce punem pe noi. Valoarea noastră stă în ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Și a pus Duhul Lui Cel Sfânt în noi. Și ne-a luat din praful drumului și ne-a pus și ne-a făcut o cetate pe o stâncă. Și vreau în seara asta să nu te mai uiți scurgind la altul. Bă, câte ghiuluri are pe el, câte lanțuri, 24 de carate. Este o cântare care noi o cântăm. Aur, argint și palate, nu te-or scăpa de la moarte. Timpul e aproape trecut. Cu viața ta ce ai făcut? Din tine ce-o să rămână? Ești doar un pumn de țărână. Sufletul e tot ce ai. Spune-i cum vrei să-l predai. Vreau să vă spun în această seară, iubiții mei, două sau trei haine care au valoare. Și nu o să auziți nici Zara, nici H&M, nici Gucci. Că aștia aici le lăsăm și aici rămân. Le folosim și plecăm mai departe.
Pavel spune ceva extraordinar în Corinteni. Și vreau neapărat să citesc 2 Corinteni capitolul 5. Gemem în cortul acesta. A, nu știu, tu gemi în cort. Adică în trupul ăsta. Ajungem și la punctul 2. Plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, o zis Pavel, cu o singură condiție, esențială condiție. Dacă atunci când vom fi îmbrăcați cu colocașul ceresc, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Adică spune Pavel aici, oameni buni, că ești ortodox, penticostal, catolic, nu contează asta. Tot ce contează e următorul lucru. Nu poți să te îmbraci cu slava lui Dumnezeu dacă n-ai avut slava lui Dumnezeu din timpul vieții pe tine și în tine. Și una din hainele care aduc slava lui Dumnezeu în viața noastră este haina albă. Eclesiastul 9:8. Hainele să-ți fie albe la Paști și la Crăciun. Nu? Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemn, nu? Să nu-ți lipsească de pe cap. Iubiții mei, dacă ar fi fost numai Eclesiastul, nu vi l-aș fi amintit în seara asta. Dar am văzut în Apocalipsa pe Ioan. S-a deschis cerul. Apropo, nu știu, să mai deschide cerul la voi când vă rugați. Fac o paranteză, mi-aduc aminte, eram, nu știu, undeva la 16 ani să fi avut. Am avut și eu primul telefon. Mare bucurie pe mine, mare mândrie. Și m-am dus la bunica mea să-mi bat joc de ea, așa, în ghilimele, să zic, să o iau peste picior și a dat telefonul să-l deschidă. Nu știa, ce să știe. Ea avea din ăla cu rotiță vechi. Mi l-a dat înapoi și a zis, nu știu să umblu cu el. Și eu în sinea mea am râs. Bunica mea a murit în 2011. Au trecut ani. Știți ce m-a spus Domnul acum câțiva ani? O zis, bunica ta, nu știu să deschide telefonul, dar deschidea cerul când se ruga. Voi sunteți experți în telefoane, numai că cerul e ca la Bacovia, de plumb la mulți. Iubiții mei, s-a deschis cerul pentru că Ioan era în Duhul. Și când ești în Duhul, vezi cerul, o zici, Ștefan, văd cerul deschis. Dar n-ai cum să te uiți la pământ toată ziua și să vezi cerul, că n-ai ochi aici. Văd cerul deschis. Apropo, nu știu, n-ați observat că aia care dădeau cu piatra nu văzut cerul deschis, că dacă îl vedeau, se opreau. Dacă este cineva aici care dă cu piatra în oamenii lui Dumnezeu, să nu uitați. Și nu mi-am notat să vă zic asta. Nu o să vedeți cerul deschis. Dacă încasezi pietre pe nedrept pentru Dumnezeu, mulțumește-le Dumnezeu. Tu o să vezi cerul deschis. O văzut Ioan cerul și o mulțime îmbrăcată în haine? În haine albe. În haine albe. Doamne, mai împarte haine albe astăzi. Ce înseamnă haine albă? Matei capitolul 5:8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea. Haina albă înseamnă inimă curată, haina albă înseamnă telefon curat, haina albă înseamnă ochi curați, viață curată. Haina albă înseamnă multe lucruri. Apoi o altă haină care ar trebui să avem, iubiții mei, pe noi, este haina mântuirii. Nu a avut-o bogatul, avea dulapul plin. Cunosc pe cineva, nu vă spun unde, are peste 50 de cămăși. Soția lui are peste 100 de rochi. Vă dați seama ce stres e când trebuie să te îmbraci. Când trebuie să ieși în oraș. Îți trebuie acolo calmin. Până alegi, până vezi ce zi ei. Așa nu mai bine. Ai unul, două costume, două, trei cămăși. E simplu, nu? E simplu. Iubiții mei, bogatul a avut multe haine, numai că n-a avut niciuna din aia care trebuia să fie pe el. Isaia 61:10, o zis Isaia, mă bucur. Unii se bucură când câștigă steaua. Alții se bucură când crește bitcoinul. Alții se bucură, nu mai știu eu ce se bucură, că e discount la ulei. O zis Isaia, mă bucur, dar de ce te bucuri? Căci m-a îmbrăcat Domnul cu hainele mântuirii. Doamne, mai îmbrac în seara asta oameni cu hainele mântuirii. Ascultă-mă bine ce spun, omule bun. Nu va conta în ultima zi din viață ce training, ce blus, ce rochi, ce poșete ai avut. Dar va conta haina asta mântuirii. Mergem la evanghelizări și mai întrebăm pe oameni, auzi, dacă mori în seara asta, ești mântuit? Știi ce spun cei mai mulți? Dumnezeu știe. Nu știu. Mă, dar auzi, dacă închizi ochii în seara asta și trebuie să... Poate trebuie să închizi ochii, poate Dumnezeu îți întrerupe firul vieții și pleci. Unde pleci? Știi ce spun cei mai mulți? Nu știu. Nu știu unde pleci. La noi, azi dimineața la 5, a murit o mamă, 9 copii. 43 de ani. Ultimul copil are 5 luni. Stăteam la 5:30 cu telefonul în mână 6, și mă gândeam ce verset să-i pun. Și au zis, Domnul, pune versetul ăla. M-am luptat lupta cea bună.
Ea nu s-a lăsat să plimbe Rex până Timișoara sau până Deva, știți? Ea au crescut prunci. Ea nu s-a luptat să ajungă la casele de modă din Paris sau din Italia. Ea s-a luptat să crească copii pentru cer, pentru Dumnezeu. Din cauza unui doctor care nu a controlat-o la timp, spunem noi, dar Dumnezeu are planul lui. Viața ei s-a sfârșit. Cancer, metastază, împrăștiat în tot corpul. Ce verse să-i pun? Am un prieten aici în Timișoara, a mers la o mormântare și a vrut să predice. Exact din versetul pe care eu l-am pus la sora asta, pe afiș. Și a zis păstorul, ferească Domnul, caută altceva, zice, că nu se potrivește. La ce viață a avut ăsta? Numai probleme ne-au făcut, zice, caută altceva. Dar ce să caut? Că sunt oameni la care aproape orice text frumos din Scriptură li se potrivește. Sunt alții la care nici nu se potrivește. Auzi și a spus Pavel, apropo de mântuire, am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea și am păzit credință. Am văzut tineri care mai mare grijă au de telefon decât de credință. Le se descarcă telefonul, 3%, imediat intră în acțiune, caută încărcătorul, dă-i cu covorul păstă cap, nu știu unde e, birou. Dar credința de câți ani e la 5% baterie sau 2% și 9%, n-ai încărcat-o de mult. În seara asta Dumnezeu poate să încarce sufletul. Amin. Am păzit credința, de acum au zis Pavel, habar n-am unde mă duc, au zis. De acum. Am sunat pe niște cântăreți din Arad să-i chem sâmbătă la mormântare. Și le-am spus să nu veniți până în Deva dacă nu cântați cântarea asta. Și au zis, care e fate Cristi? Aia cu de acum așteaptă cu una? Și am zis, da. De acum așteaptă cu una. Cerul va fi casa mea. Ai siguranța asta? Cum, dar la 43 de ani, dar eu vă întreb un lucru, dacă mor la 120 de ani și merg în iad, cu ce te ajut? Încă n-ați înțeles, iubiții mei, că nu contează lungimea vieții, contează calitatea vieții. Iisus Hristos a murit la 33 de ani jumate. Și o știut unde merge. Ești mântuit? Ai haina mântuirii astăzi pe tine? Prima greșeală pe care Bucat a făcut-o în viața asta a fost că a pus preț mai mare pe hainele sufletului, pe hainele trupului, decât pe hainele sufletului. Doi, o a doua greșeală pe care a făcut-o Bucatul, știți ce a făcut? A pus mai mare preț pe râs decât pe plâns. Pe râs. Spune că în fiecare zi ducea o viață plină de veselie. Știi când nu trebuie să lucrezi toată ziua, când ai bani, când îți mere bine, toată ziua stai pe YouTube și pui divertisment. Vacanța mare, Mircea Bravo, etc. Nu vi le spun eu. Și la om îmi place să râdă. Dacă se poate să râdem de păstori, să râdem de politicieni, să râdem de toți, să facem mișto de toți, o viață de veselie. Și știți că cei mai mulți români merg râzând spre iad? La ușa lui era unul Lazar care mergea spre cer plângând. Plângând. Iubiții mei, am înțeles în viață ceva, că e mai bun plânsul decât râsul. N-am văzut pe nimeni care să se pochească râzând, împrăștindu-se pe jos de râs, strânându-se de burtă. Nu. Dar am văzut mulți oameni care au zis, eu sunt de vină, vreau să mă pocăiesc în seara asta. Vreau să-mi schimb viața. O zis o cântare, nu am smirnă ca și margini, nici lămâie și nici aur. Lacrimile pocăinței îmi sunt singurul tezaur. Câte vreme mai ai lacrimi în ochi, dacă le ai pentru motiv bun, pentru păcatul tău, pentru falimentul personal, pentru dor după Iisus, să știi că ești pe calea cea bună. Nu știu cum stai astăzi cu plânsul, dar trăim într-o lume a râsului, să știți, într-o lume a glumelor, a distracțiilor. Cele mai vizualizate clipuri pe YouTube au în centru râsul, distracția, gluma. Am găsit în Luca 7 o femeie, o vine la Iisus. Erau zeci de bărbați acolo în casă, unul dintre ei l-a invitat pe Domnul în casa lui. Și o femeie și-a făcut cu curaj, deși nu era frumos, în vremea aceea nu era frumos să merg într-o casă, într-o cameră unde numai bărbați erau și mâncau acolo. Și-o călca peste rușine, peste judecată, peste bârfă, peste aia care ardau cu degetul. Avea acasă un vas de alabastru cu parfum irositor în el. Și ce am fi făcut noi în locul ei? Ne-am fi dat peste curvie cu parfum, peste pornografie cu parfum. Dar ea s-a uitat la parfumul ăsta și a zis, mă, nu pot să mă dau peste minciună, mă, cu parfumul ăsta. Și într-o zi a auzit că pe strada vieții ei vine unul curat. Peste curat poți dai cu parfum. Peste transpirație nu, peste păcat nu. Peste mizerie nu se dă cu parfum, ai nevoie de spălat.
Și o zis, mă iau parfumul ăsta și îl duc lui. Și Biblia spune că o mers, o turna vasa de alabastru acolo și o plâns. Și cu părul capului ei ștergea acolo picioarele lui. Iubiții mei, ascultați-mă bine. Să nu fim impresionați de mulțime. E frumos să fie mulți. Dar niciodată în Biblie Iisus nu a fost impresionat de cantitate, ci de calitate. S-a uitat în casa aceea, erau zeci de bărbați. Niciunul nu a spus, auzi, Doamne, și eu vreau să plâng ca și ea. Știi ce spuneau ăștia? Dacă ar ști cine e asta. Bă, dar banii ăia, mă, s-au făcut praf acolo, mă. Mirosea judecată. Biblia spune în Marcu că toată casa s-a umplut de mirosul parfumului ei. Singura persoană din casa aceea care a plecat mântuită acasă în seara aceea a fost femeia aceea. Știți de ce? Că lacrimile îți dau mântuirea. Iubiții mei, lacrimile sunt expresia sincerității. Pomul mândru nu o să vezi că plânge. Numai de ciudă, dacă maxim de ciudă, atât. În rest, numai miștouri, numai ha-ha-ha și ce mare sunt eu, ce fain sunt eu. Omul smerit are lacrimi în ochi. Să știți că pe Dumnezeu îl atrage smerenia. Îl atrag lacrimile. M-am tot gândit, dacă eram în locul Domnului Iisus, la cine m-aș fi arătat după înviere? Prima dată. Bă, eu m-aș fi dus la Pilat, nu? Să-i demonstrez la ăla, uite, te-ai văzut cu ce te-ai post, eu-s viu. Poate meream la preot să le zic, nu? M-ați condamnat, uite că sunt viu. Nu. Iisus Hristos nu a făcut din înviere un meci de box. Iisus Hristos a zis, după ce e înviu, prima la care mă arăt e Maria. Dar de ce, Doamne? Avea o rochie faină pe ea, avea poșetă scumpă, ce avea relații la ANAF, la Parlament? Nu. Petru și Ioan, în Ioan 20, vin acolo, văd mărmântul gol și pleacă acasă. Cei mai mulți români, se apropie Paștele, nu uitați ce spun, se mulțumesc cu un mormânt gol. O plecat acasă, o venit Maria, s-a uitat, e mormântul gol, ce-a făcut? O zis, eu nu pot să plec acasă. Pe mine, în viața asta, nu m-a mântuit un mormânt gol, ci un Dumnezeu viu. S-a pus acolo în iarbă și cu stat cu capul jos. Și au zis, nu plec de aici până nu mă întâlnesc cu el. Și au zis niște pași că vin și au crezut că e grădinarul, proprietarul mormintelor. Nici nu s-a uitat măcar să vadă. De acolo din iarbă au zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Și mă voi duce să-l caut, să-l iau. Vreau să-l văd încă o dată. Atunci când toți mă judecau, când toți mă loveau, când toți mă înjurau, când toți mă blestemau, când toți mă bârfeau, El a fost singurul care s-a oprit în dreptul meu și mi-a dat viață. Pentru mine viața fără El n-are sens. Pentru mine frigiderul plin fără El n-are sens. Pentru mine casa n-are sens fără El. Eu vreau să mă întâlnesc cu El. Iubiții mei, nici la Petru, nici la Ioan, nici la alții, la Maria. Și o strigă pe nume. Dacă vei avea lacrimi în ochi după El în seara asta, îți promit, te va striga pe nume. Și când Iisus strigă pe cineva de pe nume, înseamnă că omul ăla are o valoare deosebită. Vrea să-l transforme. Vrea să facă ceva cu el. Trăim într-o lume a râsului. În lumea asta a râsului, Dumnezeu pregătește oameni pentru cer. Știți cum? Prin durere, prin cancer, prin probleme, prin pietre, prin fel și fel de lucruri grele. Că lacrimile ne țin smerit, plânsul de multe ori ne ajută să-L simțim pe Dumnezeu mai aproape. 3. De ce a ajuns bogatul ăsta în iad în al treilea rând? Pentru că iubiții mei au pus mai mare preț în al treilea rând pe masa lui decât pe masa altora. Biblia spune aici ceva interesant. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Plin de bube. Și Lazar, spune Biblia, că nu dorea nici pireu, nici sarmale, nici nițele. O zis, Domnul, zice, numai puțin, zice, când curățați masa, zice, și aruncați fărâmiturile la gunoi, sau la tomberon. Lăsați-mi să le iau eu, zice. Nu-mi trebuie nimic, nici pâine nu-mi trebuie, nici mâncarea voastră, nici cola, nimic. Numai fărâmiturile alea. O zis bogatul, nici asta nu le meriți, mă. Știți că cine nu-și împartă nici fărâmiturile aici, dincolo, nici picuri de apă nu o să aibă. Știți asta? Iubiții mei, toată viața omul ăsta a pus preț pe masa lui. Parcă îl văd pe Lazar cum făcea în conjurul casei și se uita din când în când pe geam. Că mirosea până afară că-i mâncare. Și ăsta poate îl înjura, îl blestema, stai jos, mă nemernicule. Și de știi ce mai spunea. Dorea mult să se sature cu fermiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele.
Am o întrebare pentru voi, indiferent de religia care aveți. Când a mâncat ultima dată un Lazar la masa voastră? Întrebare grea asta. Când a mâncat ultima dată un Lazar la masa ta? Într-o zi s-a trezit David la palat. Când s-a trezit, a văzut pe jos gresie, travertin, marmură. O închis iară ochii și a dus aminte că cu câțiva ani buni în urmă, cu peste 12 ani, 15 ani poate, când deschidea ochii, era gunoi de oaie pe jos și paie și mizerie și ploaie. N-avea palat, servitori, mâncăruri, ce vroiai tu? Bufet suedez? Nu. Și atunci din inima lui David s-a născut o întrebare. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Păi cum aș putea să răsplătesc decât să fac bine la cine? La aia care m-ar ajuta să ajung aici, nu? Nu. La dușman, zice. Că să faci bine la prieteni și ateu face bine la prieteni, nu? Și a zis David, este cineva din casa lui Saul, poate de care să mă comport cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Și un rob mai îndrăznesc a zis, împărate, zice, este unul, Mefiboset. Chemați-l la ei, zice. Bun, dar tatăl vă spun, zice, că e un loc. Nu contează, cheamă la ei. Din text, nu mai citesc ca să câștig timp, din text veți înțelege că nu i s-a spus lui Mefiboset de ce a fost chemat. Ăsta a transpirat, Leoarcu a fost până la palat. Când intră în sala palatului, David îi spune, nu te teme, Mefiboset. Știi ce s-a gândit Mefiboset? A ajuns David sus, acum mă tună. A ajuns David sus, acum îmi dă. Exact ce a făcut bunicul meu, Saul, acum, că așa e viața, nu? Și a zis David, nu. Dumnezeu față de mine s-a comportat cu bunătate mare. Și Psalmul 23, David spunea, paharul meu este? E plin. De, la tine de ce e plin paharul? Că dacă e plin de ură, n-ai unde să mai pui bunătate. Paharul David era plin de bunătate. Și a zis, Mefiboset, îți fac o promisiune. De astăzi vei mânca la masa mea. Ce frumos. Vă imaginați cum era ziua aceea când începea masa? Era Ioab, fiii țăruiei. Erau acolo oameni puternici. Și se uita David pe sală. Dar pe cine cauți? Pe Mefiboset, zice. Nu începem până nu vine el. Mi-aduc aminte, aveam undeva la, nu știu, 12-13 ani probabil, și părinții mei într-o zi au vrut să facă o faptă bună și eu mers la un orfelinat din Arad și au zis, vreți să facem o masă, dăm o masă într-o duminică. Și să faceți o listă, zice, și nu știu, vreo 9 sau 10 s-au înscris pe listă, copii, cred că un supraveghetor. Și-a rămas că duminică la ora 1 vin la masă. Duminică la ora 1 în fața porții noastre erau 20 de persoane. Vreo 18 copii, vreo 2 supraveghetori, 2 sau 3. Părinții o băga la masă. Acum orice femeie are acasă farfurii în plus. O pus farfurii pe masă repede. I-o pus să se roage, să ruga scurt orfanii. Le era foame. Noi ne-am băgat în bucătărie. Știam că n-ajunge mâncarea. Că părinții mei făcuseră mâncare pentru cât era listă. Au închis părinții ușa la bucătărie și au început să se roage. Și au zis, Doamne, ai spus că ești tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Dacă nu ajungem mâncarea asta, noi nu rămânem de rușine, dar numele Tău rămâne de rușine. Fă o minune astăzi. Eu ascultam, eu eram din familie de pentecostal, dar nu eram pocăit, numai pentecostal eram. Nu ascultam, nu venea să cred. Cum adică să... Bă, am înțeles că atunci când Domnul a trăit, o înmulțim mâncarea. Dar cum, în 2000 și ceva, să se mai mulțească mâncarea? Iubiții mei, am fost martor și ceea ce vă spun, vă spun aici cu Biblia în mână. A făcut Dumnezeu să fim martori la minuni, ca să rămânem pe cale. Luam din ciorbă, plecam cu castronul, mă întorceam cu fratele meu și ciorba era tot acolo. Luam din felul 2, și acum știu ce-a fost. Luam felul 2, mergeam și când mă întorceam, era tot acolo. Ori mâncat 20 de oameni, ori plecat și am mâncat noi toată familia încă 2 zile din mâncarea aceea. Vrei să vezi minuni? Cheamă-l pe Lazar la masă. O să vezi minuni extraordinare. O să vezi minuni frumoase cu Dumnezeu. Pentru asta a ajuns. El i-a dat că a pus mai mare preț pe masa lui decât pe masa altora. 4.
Și de ce mai ajuns bogatul în ea, de obiții mei? Au vrut să culeagă ce nu se mâna. Citesc mai departe. Cu vremea săracul a murit. Ce bucuroși ar fi bogați dacă rămas săraci ar muri. Ce bucurie pe ei. Cu vremea săracul a murit. Și vă rog să fiți foarte atenți. Poate cel mai important lucru din tot capitolul ăsta e continuarea asta. Și a fost dus de cine? De îngeri. Este o cântare frumoasă pe YouTube. Cred că o cântă Eldadu. Al cui ești când ai să pleci? Spune-mi. Cine te va lua de mână? Iubiții mei, când au închis ăștia ochii, m-am și imaginat oare cum o fost la mormântarea lui. Gândiți-vă un pic, nu? M-am văzut o mormântare pe YouTube, era preotul, cantorul și unul cu un sicriu. Și gropare, nu știu dacă erau doi gropare acolo. Și nu era pandemie. L-au băgat în cinci, era în groapă asta. Bă, un om al nimănui, cine știe, fi fost un anonim, l-o fi chemat de la județean, de la morgă, mă, luați-l, faceți ceva cu el, că nu răspunde nimeni, nu știu cine e. Imi-a l-a împachetat. Și mă uitam acolo pe YouTube și mi-am zis, bă, dacă e Lazar ăsta, mă. O, ce mormântări facem noi la oamenii cu nume, nu? Îmi spunea cineva că este 140 de oameni cu nume din Bihor au fost la mormântarea lui ăla. Polițiești, parlamentari, guvernanți. Bun, dar dacă la final nu te așteaptă pe îngerii? Că am citit continuarea, a murit și bogatul și l-au? N-am putut să vede din textul ăsta, iubiții mei, vă mărturisesc ani de zile, că n-am înțeles un lucru. La săracul zis că au venit îngerii, dar n-am înțeles cine a venit la bogatul. Și într-o zi mi-a zis, Doamne, dacă nu au venit îngerii, numai demonii pot să vină. Demonii. Și acum vă spun ceva. În spatele fiecărui păcat de care nu te poți lăsa este un demon. Dacă în decursul vieții n-ai fost eliberat de păcatul ăla, de demonul ăla, în momentul când închizi ochii, demonul ăla te va aștepta. N-ați vrea să ne aștepte îngerii? Atenție! Nu poți să trăiești cu demonii până mori și cu îngerii după aceea. Nu. Începe să ai o viață de îngeri de aici. Începe să trăiești cu îngerii de aici, nu? Am un prieten plecat în afară de mulți ani. La 37 de ani, soția i-a plecat din viața asta. 7 prunci au rămas. Poate vă întrebați, bă, dar ce Dumnezeu a pocăit ăștia, mă, că uite, știți ce face Dumnezeu? Lasă pentru noi uneori văduvi, văduve sau orfani să avem în ce investi. Să avem în ce investi. Să nu spui, auzi, nu știu nici o văduvă în toată Timișoara asta. Lasă că știi. Nu știu nici un prunc orfan, știi? 4 ani de zile prietenul ăsta meu a plecat în spitale. Sute de mii de dolari cheltuiți. În ultima săptămână din viață o zis soția către el, nu mai cheltuie niciun ban. Am înțeles de ce, că trebuie să plec. Și Dumnezeu care mă cheamă să plec va avea grijă de cei care rămân. Și o zis soția către ea, de unde ai siguranța asta? Nu te înțeleg. De unde ai siguranța că merge în cer, că îl vezi pe Domnul, că Domnul te-a chemat, că a fost Hristos 37 de ani în dreptul tău? Și o zis, știi de unde? Pe holul spitalului au venit corul de îngeri. Și îmi fac semn să mă duc cu ei. Și trebuie să plec. Iubiții mei, vă spun astăzi cu lacrimi în ochi. Nu-mi trebuie altceva la finalul vieții decât să pățesc la fel. Nu mă interesează vârsta. Ce mă interesează e că atunci când închid ochii să trimite Dumnezeu îngeri să mă ducă la El. Dacă nu, ascultă-mă, ai pierdut tot! Poți să ai milioane în cont, casă, mașini, ce vreți, insulă să fie a ta. Dacă n-ai bucuria mântuirii. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, apropo, nu vi se pare că dincolo invers? Bogatul aici, numai, totul bine. Am descoperit în Biblie la cine le merge bine. Celor răi le merge bine. Ei blastă-vă pe Dumnezeu și scapă, uite. Scapă până la foc. Că și spinul scapă de combine, de moară, știți? De brutărie scapă spinul, știți, nu? De malaxor scapă, dar de focul final nu. Să uită, bă, fii atent la grâu, mă. Uite, trebuie pocăință, uite ce cum îi merg la grâu. Da, dar prefer aici, în malaxor, în combină și apoi pâinea coaptă, nu? Decât ca și spin, o viață frumoasă și la final foc. În chinuri era. Și-a ridicat ochii în... Toată viața s-a uitat numai la papuci, la telefon, la acte contabile, toată viața cu ochii în jos. Lire, euro, bani. Și într-o zi, în chinuri, își ridică ochii în sus.
Vreau să vă spun ceva, nu vă cunosc pe cei mai mulți de aici. Cine se uită în timpul vieții de sus în jos, cu superioritate, cu mândrie, dincolo se va uita invers, de jos în sus. Știți că cu Lazar a fost invers. Când vedea că îi trântește ăsta ușa în față, că mai și poate mai și înjura din când în când. Când vedea că mâncare nu primește, nimeni nu-l bagă în seamă. Știți ce făcea Lazar din când în când? Își ridica ochii în sus. Spunea la un moment dat psalmistul, îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul. Știți că cine se uită de jos în sus aici, dincolo se va uita de jos în sus. Și să te uiți de jos în sus, din rai nu-i păcat. Și-a ridicat ochii în sus, a văzut departe pe Avram și pe Lazar. Vă dați seama ce surpriză a fost. Să vezi pe Avram, bă, îl văd pe Avram și pe Moody, pe Avram și pe Spurgeon, dar pe Avram și pe Lazar, mă. Pe ăla care era la ușa mea, păi dacă știam că acolo e, nu? Atunci era extraordinar. Dacă știam că, măi, m-aș fi vorbit mai mult cu el în timpul vieții. Și auziți, și a strigat. Vin unii la noi la biserică, zice, mă, mie îmi place la voi la Pentecostal. Îmi place cântarea, predica, dar nu înțeleg ce urlați la rugăciune ca bezmetice. Ce strigați așa? Noi strigăm aici ca să nu strigăm dincolo. Eu dacă sunt în curte și lucrez, da? Și soția în bucătărie, o strig. Și dacă o strig, nu înseamnă că noi iubesc. O strig că nu s-aude, da? O strig. Dar dacă și eu în bucătărie lângă ea, nu mai trebuie să o strig. Domnul e în cer, eu sunt aici. Când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. De povară, de păcat, păi cum să nu strig? Cum să nu strig? Când văd câte probleme sunt, când văd cum lovește diavolul, când văd cum vrea să smulgă, cum să nu strig? Dincolo o să fiu lângă el. O să-l văd față în față. Nu mai e nevoie să strig, nu mai e nevoie să postesc, nu mai e nevoie să vin marți la rugăciune, nu mai e nevoie de asta. Și a strigat, Părinte Avraame, fie-ți, aici am vrut să ajung. O vrut să culeagă ce n-o semănat. Toată viața omul ăsta a fost un egoist pur sânge, cu pedigree, cu carnet de egoist. Nu a vrut să împarte cu nimeni nimica. Cu două brațe nu m-a strângea pentru el. Numai pentru el să fie. Numai pentru el. Și într-o zi o zis, Avraame, fie-ți milă. Dar la ce spune Matei 5? Ferice de cei egoiști, că cei vor avea parte de milă. Așa spune. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Iubiții mei, când Dumnezeu a făcut, a creat planeta asta, a pus un principiu pe care nu poate schimba nimeni. Și principiul în Galateni 6:7. Ce seamănă omul, aceea va secera. Dar întâi spune așa, nu știu, vă înșelați cineva până acum în viață. Nu odată am fost înșelat, că dacă e sincer, crezi că tot e sincer. Că dacă aș fi hoț, v-aș bănui pe tot că sunteți hoți. Știți? Dar mă, eu sunt un om sincer. Și atunci cred că tot sunt sincer. Și nu am văzut și eu că m-am înșelat și la schimb valutar și la mașină și m-au zis că numai o bătrână din Germania umbla cu ea. Nu mai zic continuare. Ascultați-mă, cea mai mare tragedie e să te înșeli singur. Să crezi că poți să faci ce vrei în viața asta și dincolo locul cu verdeață. Lasă-mă că îi dau 1.000 de euro la un preot, dă cu căldelnița ceva și direct în cer. Păi dacă ar fi așa simplu, credeți că eu eram aici în seara asta, așa-i? Nu. Spune Biblia, nu vă înșelați, Dumnezeu. Adică tu spui, Doamne, dă milă, eu am fost egoist. E cazul, cum vrei să-l bajocorești pe Domnul? Nu. Ce seamănă omul? Iubiții mei, și dacă nu seamănă nimic, ce crește? Buruiana. Nu trebuie să sameni pe pădiile. Buruiana. Nu trebuie să sameni. Crește de la sine. Dacă vrei roșii, trebuie să pui roșii. Vrei milă? Biblia spune ceva foarte frumos. Dacă poți, te rog să pui Osea 10:12. Osea capitolul 10:12. Semănați potrivit cu deprihănirea, cu sfințenia. Și veți tăcera potrivit cu îndurarea. Dacă în seara asta ai văzut că ai semănat numai buruiană, numai lucruri rele. Doamne, am un har. Deseleniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Aleluia. Părinte Avraame, fie-ți milă de mine. Iubiții mei, în seara asta când am citit textul acesta în fața voastră, pentru că Duhul Sfânt e prezent aici, ne mai dă câte o lumină. Am văzut un lucru pe care nu l-am văzut și am predicat de multe ori de aici. Am văzut că bogatul, când a zis către Lazar, trimite pe Lazar, nu a zis trimite pe Lazar să mă mântuiască, trimite-l să-mi predice și să-mi cânte.
O zis, trimite-l să-mi pună apă pe buze. Știi ce spune mie asta? Că toți oamenii care sunt în iad își dau seama că acolo nu mai există șansă de pocăință. Și când îi spune, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, că ce-am acasă 5 frați, știi ce spune? Să le ducă apă, nu? Nu. Să le spună ceva. Să-i cheme la pocăință, să le spună că am, să se pocăiască și ei. Câtă vreme încă respiri, te poți pocăi. Câte vreme încă auzi Evanghelia, te poți pocăi. Vine o zi când nu o să mai auzi. Ce ai semănat până astăzi? Eram în Râmnicu, Vâlcea, în Vâlcea, în județ, undeva într-o comună mai mare, o bisericuță micuță de la țară. Când să ies, eram plecat cu doi dintre copii, așa cum sunt și astăzi, de joi până duminică, că împărțim sarcine cu soția, avem 6 copii, nimeni nu ne invidiază, dar mulți se roagă pentru noi, slăviți să fie Domnul. Soția a rămas acum acasă cu 4, din care 3 bolnavi, răciți. Noi am plecat, eu am plecat cu 2. Slujirea nu ce se vede pe YouTube. Hai, slujirea în spate. Și eram plecat de joi, trebuia să vin duminică acasă. Și le-am spus la frați, nu rămân la masă, mă grăbesc. Am și ieșit de la predică direct să plec și am auzit în spatele meu un cărucior cu rotile. Era pietriș în curte și auzi când cineva încearcă să ajute ajungă. Și m-am întors. Și când m-am întors, am văzut o femeie cu picioarele tăiate pe cărucior. Frate Cristi, frate Cristi, numai puțin! Bineînțeles că m-am oprit și am zis, cu ce pot să vă ajut? De ce vă grăbiți să mă ajungeți? Frate Cristi, am auzit că aveți o asociație, vă ocupați de săraci. Am și eu ceva pentru săraci. Și m-am întins mâna cu 150 de lei în mână. Iubiții, în momentul ăla, nu m-am mai grăbit. Am și uitat că trebuie să ajung acasă, că mi-e foame, că nu știu ce. Și am zis, soră, eu nu vă înțeleg un lucru. Aveți picioarele tăiate, sunteți pe căruți și vă gândiți la săraci? Păi noi ajutăm oameni ca și voi, și ca și dumneavoastră, și unii mai ok ca și dumneavoastră. Și a zis, frate Cristi, vreau și eu să mai seamăn ceva pentru cer. Vreau și eu să mai pun ceva acolo, zice. Și a zis, îl vezi pe cel de lângă mine, soțul ei era în picioare, conducătorul bisericii, un om care a ieșit deja la pensie, un om în vârstă. A zis, în ziua anunții, eu eram în cărucior ca și acum. Și era lângă mine în picioare. Așa m-a luat, cum mă vezi? Cu picioarele tăiate. Și-a zis, să mai zic ceva. 7 copii avem. 7 copii și toți sunt în biserică. Și toți slujesc Domnului. Iubiții mei, așa am plecat acasă, străpuns. Gândindu-mă că femeie fără picioare a crescut cu 7 copii și alții au de toate. Și spunea cineva, dacă puteam jumate, nu un copil făceam, că mă încurcă prunce, nu-mi plac. Îmi plac câinii, pisicile, distracția, concediile, cariera. Și stau și mă gândesc când Dumnezeu va ridica o astfel de femeie în ziua judecății în picioare. Spuneți-mi și mie, cine va putea să stea cu argumente în picioare? Matei 22 cu 12, omul acela a muțit. Știți că sunt și astăzi oameni ascunși, care seamănă. Am mers a doua zi la metru și eu am uitat banii ei în geacă. Și când se bag mâna, să scot cardul pentru metro, dau de banii ăștia. În față la metro am început să plâng. Că am auzit o voce. Nu aud des, dar aud din când în când. Și-a zis vocea aia, nu te-ai întrebat cam cât valorează în fața mea ăștia 150 de lei? Și am zis, Doamne, cât? Că nu știu ce. Și-a zis, peste 100 de mii de euro. Și-a zis vocea aia, sunt care dau 100 de mii de euro pentru mine și nu valorează nici măcar 150 de lei. Că n-au viața curată. Iubiții mei, ce seamănă omul? Vine o zi când femeia asta va avea picioare, va zbura pe străzile de aur ale noului Ierusalim. În ziua aceea vreau și eu să fi avut și să am o recoltă bogată. Și în ultimul rând, și cu asta închei, și de ce a ajuns bogatul în iad? Că nu crezut că există iad. Ascultați-mă, nimeni ajunge în rai din greșeală. Nimeni ajunge premiant din greșeală. Nimeni ajunge olimpic la matematică sau la engleză din greșeală. Trebuie să ai o țintă în viața asta. Au zis Pavel, alerg spre țintă. Am o țintă. Dar nu spui să ai o țintă. Trebuie să faci două lucruri în fiecare zi. Sacrificiu și disciplină. Sacrificiu și disciplină. În fiecare zi mă apropie mai mult de Dumnezeu, citesc Biblia mai mult. Mă rog mai mult. Stau într-un anturaj bun mai mult. Care au aceeași țintă. Că dacă el alt fung în sens invers, mă demoralizează. Și-a zis Pavel, auzi, Avrame, o zis aici bogatul,
trimite pe Lazar în casa tatălui meu, că ce am cinci frate, sunt exact ca și mine, haine, să fie îmbrăcați, omule bun, biserică zero, mântuire nimic, auzi, veselie, chefuri, da, barbut, dă-i să facă, Bergambir, Carpați, Marlboro, trimite-l pe Lazar. Apropo, nu vi se pare interesant că Lazar avea credibilitate? Trimite pe Lazar, zice, am cinci frate să le spună, să le adeverească. Ce înseamnă să adeverești cuiva ceva? Înseamnă că n-am crezut că ăla există și acum spun, frate Vali, du-te spune la nevastă mea că o locul ăsta există. Du-te spune la ai mei că ăsta există, mă. Eu n-am crezut. Am acasă cinci frați exact ca și mine. Când le spui de iad, când le spui de cer, nu arăt, nu există ce. Mormântul e finalul. Trăim, facem ce vrem. Voi credeți că raiul există și iadul există. O zis Avram, nu trimitem pe nimeni. Au Biblia, zice. Au pe Moise și pe proroci. Cum stai cu Biblia? Mai iubești cartea asta? Băiatul meu, Ioanis, care e cu mine, acum câteva luni, înainte să facă 7 ani, zice, tati, am învățat să citesc. Când îmi cumperi o Biblie? Și-au intrat soția, pe internet, dau comandă la o Biblie, au venit fan curier, am desfăcut-o și-au zis, tati, ce scrii pe prima pagină? Și am scris ceea ce spunea Moody. Cartea asta te va îndepărta de păcat. Sau păcatul te va îndepărta de cartea asta. Ascultați-mă, nu există familie care se poată sta împreună dacă nu e cartea asta pe primul loc. Nu există biserică în lumea asta care să-L aibă pe Iisus prezent decât dacă are cuvântul Lui prezent. Nu o să ai biruință, nu o să poți ajunge în cer. Ascultă-mă, nu poți să fii curat cu o Biblie plină de praf pe ea. Ai cartea asta acasă? Avem pe resurse creștine, avem pe internet, avem pe telefon, avem pe ce vreți voi, pe proiector avem. Știți unde mai trebuie? În inimă. La noi, în județul unde doar a murit un frate, nu de mult, în loma lui Dumnezeu, nu știa multă lume. Că nu e important să te știe mulți. Că nu mă te judecă mulți. E important să te știe cerul. Nu? Să te cunoască Domnul. Și la mormântarea lui s-a aflat ceva interesant despre asta. Despre omul ăsta. Apropo, ce se va afla la mormântarea ta? Că știți cum e, atunci nu mai poți să-ți iei apărarea. Nu te poți ridica din secret să te contratezi pe nimeni. Vă mai spun ceva. Pământul astupă trupul, dar nu faptele. Mărturia rămâne. Mărturia rămâne. Ce ai făcut, rămâne. Ca la creion, în spatele la creion rămâne ce ai scris. Și în ziua mormântării s-a aflat că acest frate al nostru, până la 45 de ani, a citit Biblia doar de 2 ori. Era ocupat ca și noi, n-avea timp. Multe muncă, să strânge multe paie ca să ardă mult la final. La 45 de ani ajunge în cuptor, în spital, intră în comă. Se trezește de acolo și spune, Doamne, dacă mă scoți de aici, îmi schimb viața. Nu mai citesc Biblia când am timp, când am chef. Nu mai citesc Biblia în momente grele doar, ci citesc Biblia în fiecare zi. O ieșit la 45 de ani din spital până la 70, în 25 de ani. O citit Biblia de 157 de ori. Am stat și m-am gândit, mă, ce o să facem în ziua judecății? O să spui, Doamne, n-am avut timp, eram ocupat, eram prins. Și o să zică Dumnezeu, cel din Hunedoara, sus. De câte ori? 157. Cum a avut el timp și tu n-ai avut? N-ai vrea să-l pleci cu cartea asta acasă? Să spui, Doamne, vreau cuvântul Tău de astăzi. Iubiții mei, vă mărturisesc. Dacă la 7 ani jumate, 8 ani, părinții mei nu îmi dădeau o Biblie, nu eram aici astăzi. Dar vă mai mărturisesc ceva. Dacă îmi dădeau o Biblie și nu o trăiau, nu eram aici. Dacă dai cuiva o Biblie, să nu uiți un lucru. Trăiește ceea ce faci. Trăiește ceea ce spui. Oamenii nu sunt impresionați de politică, pentru că cei mai mulți politicieni nu trăiesc ceea ce spun. Oamenii sunt impresionați de fapte. Iisus Hristos era ascultat pentru că trăia. Din seara asta, aș vrea să fiu mai aproape de cer. Aș vrea să ne rugăm acum spre final. Dar nu vreau să ne rugăm până nu vă citesc, că e vorba de viață. Mi-am notat, când au căzut turnurile gemene, s-a întâmplat ceva interesant. Imediat după ce primul avion a lovit turnurile gemene, 11 septembrie 2001,
Peste 1000 de telefoane au fost date de victime în 10 minute. Unele au vorbit direct cu cei dragi, altele au lăsat mesaje disperate. Gândiți-vă cam care ar fi ultimele voastre cuvinte din viața asta. Auziți câteva dintre ele. Îmi pare rău, frate drag, că ne-am certat. Te iubesc. Oh, cât timp avem să ne cerem iertare și nu o facem. Dar cumpărăm sicriuri scumpe. Spunea ceva, Cristi, a fost la o mormântare 10.000 de euro de apă sicriu. Cel mai tare din toată zona. Dar viața ieftină. Încercăm atunci cumva să ducem flori. În timpul vieții ai dus? Spunea Ana Frank, a fost ucisă de naziști la 13 ani. O zis, duce mai multe flori la cimitir decât în timpul vieții. Că întotdeauna, din păcate, regretul e mai puternic decât recunoștința. Auzi, îmi pare rău, frate drag, că ne-am certat. Voi vedeți, iubiții mei, că în ultimele secunde din viață omul simte că trebuie să plece dincolo și ceva îi spune că nu e bine să plece neîmpăcat. Nu zici, îmi pare rău, frate drag, că n-am avut Mercedes, că n-am avut iPhone, că n-am avut casa aia faină, nu. Valorile astea care erau în interior, iertarea, dragostea, bunătatea. Auziți, un alt mesaj, o fată către mama ei. Mami, te iubesc. Te iubesc mult. Îmi pare rău. Nu știu ce a făcut, că nu mai a avut, nu mai a apucat să spune continuarea, s-a oprit. Poate o fi trântit ușa în față. Poate o fi zis, maică-sa, mă, nu umbla cu blugea aia care crapă pe tine, mă. Că nu-i frumos. Și-a zis, taci, mami, că am 18 ani. Taci. Și acum, îmi pare rău, mami, te iubesc mult. Auziți o fată către tatăl ei, tate, te iubesc, sună-l, te rog, pe sin, proaspătul soț, și spune unde sunt și că-l iubesc. Ultimul mesaj pe care îl citesc. Suntem aici tineri la etajele de sus și nu suntem pregătiți să murim. O, Doamne! Nu așa cum am strigat eu, acum n-am strigat, să nu vă speriu. Dar ei au urlat, la 911. Iubiții mei, învăț de aici să n-aștept ultima zi din viață ca să-mi cer iertare cea lui căruia i-am greșit. Nici să le spun celor dragi de lângă mine că iubesc. Învăț de asemenea că relațiile contează mai mult decât averea, că a fi e mai important decât a avea. Și cel mai mult învăț să mă pregătesc să mor. Și de ce vi-e frică de moarte la unii dintre voi? Că nu sunteți pregătiți pentru ea. Cu cât frica de moarte e mai mare, cu atât pregătirea mai mică. Pavel, în ultimul capitol, și l-am citit, din 2 Timotei. Ce-o zis? Timotei, dă-mi antidepresivele, că nu-s pregătit. Nu. No. Timotei, fă ceva, bagă un avocat, mă, scoate-ți-mă de aici, cum să mor eu, mă? Nu. No. Nu. No. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Iubiții mei, nu știu câți ani mai avem. Nu știu cât timp mai ai. Ce pot să spun e că în seara asta Dumnezeu te cheamă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să cântăm o cântare. Cântarea spune, mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Să te gândești la cuvintele acestei cântări. Și în inima ta, în timpul cântării, să iei o decizie. Nu o să te chem în față, suntem aglomerați în această seară aici. Dar vreau să vă spun că este un loc unde nu e aglomerație, la cruce, la calvar. Mai este loc acolo. Și cântarea spune atât de frumos, mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-așa de dor să simt prezența ta. Mi-așa de dor ca tu în rugăciune să vii să-mi ștergi Iisus.
Simțim prezența Lui în această seară. Elicobrelo mena velis. Sunt aici oameni care au postit pentru seara asta. Simt asta în Duhul meu. Sunt oameni care s-au rugat și au venit cu greu în casa Domnului ca să mai aud un mesaj. Sunt oameni care au zis, Doamne, vreau să mă întâlnesc cu Tine. Vreau să ne rugăm pentru mai multe suflete, Ciprian, Viorel, Ioana, Carina, Alin, Nicu, Dana. Dar vreau să închidem toți ochii în următoarele momente, iubiții mei. Și dacă este cineva aici care din seara asta vrea să înceapă o viață cu Dumnezeu, o viață nouă, care până aici nu l-a cunoscut pe Domnul așa cum trebuie să-L cunoască și vrea să ne rugăm pentru El, eu o să țin singur ochii deschiși, o să mă uit la balcon mai întâi, dacă este cineva care în seara asta vrea să înceapă o viață nouă, ridic o mână sus. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Și acolo în stânga am văzut încă două mâini. Domnul să vă binecuvinteze. Mai întreb o dată, pentru că Duhul Sfânt îmi spune că mai sunt câteva persoane. Eli prehado shamana volo sibreda vezi. Dacă mai este cineva care are nevoie de Iisus, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva la balcon care vrea din seara asta să umble cu Dumnezeu, ridic o mână înaintea lui Dumnezeu, noi ne vom ruga pentru tine. Cerul vede mâna ridicată. Domnul să vă binecuvinteze. Dacă este cineva în stânga la balcon care are nevoie de Iisus și vrea să ne rugăm pentru El, ridic o mână sus acolo unde ești, mă voi ruga pentru tine. Te voi aduce înaintea Domnului cu biserica întreagă. Dacă este cineva în partea dreaptă care are nevoie de Iisus, dacă este cineva aici în sală jos, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Te-a căutat Domnul ani de zile. Dacă mai este cineva aici în stânga sau în sală care are nevoie de mântuire, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Spara doveri canamenarius. Vreau să facem o rugăciune, iubiții mei, cu toată inima, cu toată dragostea. Cerul în aceste momente se bucură, pentru că păcătoșii vin acasă. Vreau să ne rugăm cu toată biserica pentru aceste persoane. Vreau să le aducem înaintea cerului, ca Dumnezeu să le șteargă păcatele și să înceapă o viață nouă de astăzi. Ne rugăm ca ei să poată să meargă cu Dumnezeu până la capăt. Și la final voi încheia cu rugăciune. Ne rugăm.
care ești în ceruri. Am dorit să ajungem și noi acolo unde a ajuns Lazar. Am dorit să ajungem, Doamne, la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacov. Cel mai mult însă am dorit să fim lângă Tine. Aleluia. În seara aceasta, Doamne, aici s-au ridicat mâini spre cer. Tu le-ai numărat, Tu cunoști fiecare nume în parte. Oameni cu o viață zbuciumată, oameni la care le-ai dat șansa unui nou început, oameni pe care i-ai căutat de multă vreme și i-ai găsit aici. Scrie, Te rog, numele lor în cartea vieții. Dă-le o haină albă, dă-le și haina mântuirii. Fă-i să rămână lângă Tine până la finalul vieții. Și când vom pleca, trimite îngerii Tăi să ne aștepte. Răsplătește celor care s-au rugat și au postit pentru săptămâna de evangelizare. Binecuvintează pe toți cei prezenți. Doamne, sunt unii care au nevoie de vindecare. Sunt unii care ar vrea să-și vadă toată familia lângă Tine. Ascultă cauza fiecăruia. Ascultă rugăciunea fiecăruia. Doamne, au fost și câțiva prieteni care n-au ridicat mâna. Dar am înțeles prin Duhul Tău că inima lor a fost mișcată. Pentru că acolo unde e Duhul Sfânt, omul nu poate rămâne cum a venit. Te rog, din toată inima, lucrează și în dreptul lor. Te rog, binecuvintează-ți lucrarea în Timișoara. Binecuvintează-ți lucrarea în România. Zela parado farlie! Mai botează cu Duhul Sfânt. Mai umple cu Duhul Sfânt. Ține-ne de mână să nu ne pierdem, să ajungem cu Tine în cer. Răsplătește fiecăruia după osteniala lui și ajută-ne până la capăt să Te iubim cu toată inima, că mult bine ne-ai făcut. Îți mulțumim și pentru necazuri și pentru încercări, că știm că ești cu noi în valea cu umbrele morții, știm că ești cu noi în groapa cu lei, știm că ești cu noi în spital, dar într-o zi vom fi noi cu Tine în cer. Stă la farlia verlie! Stă la farlia velis! Îți mulțumesc că ești aici! Vino cu noi acasă! Fă din casele noastre un colț de cer! Și într-o zi să ajungem cu toți la Tine! Te preamărim în veci! Amin! Amin, se ocupă locurile. Mulțumim Domnului pentru harul Său din acest